Am să vă rog să ne explicați ce înseamnă, de fapt, constipația, dacă ea este propriu-zis o boală sau mai degrabă un simptom al anumitor boli. Constipația este o problemă delicată. Ea poate varia de la un om la altul, ceea ce reprezintă pentru cineva constipație, poate să nu reprezinte pentru altcineva. Din punct de vedere medical, ea reprezintă eliminarea cu dificultatea scaunului. Fie cu consistență crescută, fie cu un efort mare la eliminare, fie eliminare rară. În general, constipația înseamnă mai puțin de 2 scaune pe săptămână sau eliminare cu dificultate la mai mult de 25% din scaune. Tocmai de asta, în general, pentru a putea spune că există constipație, este bine să fie consultat un medic. Există din partea pacient sau din partea oamenilor, până a se prezenta la medic, sunt totuși oameni obișnuiți, nu sunt pacienți direct, o prezentare destul de scăzută la medic pentru constipație, în general. Sunt situații în care constipația poate reprezenta un semn de boală gravă, în condițiile în care ea s-a instalat relativ brusc, la anumite vârste, este însoțită de anumite simptome care pot fi alarmante și depinde foarte mult de la caz la caz. În general, o constipație instalată în copilărie, cu scaune foarte rare, constipația apărută, spre exemplu, de la naștere, poate fi semnul unei boli serioase, cu implicații serioase asupra sănătății, cum ar fi boala Hirschsprung, poate fi semnul unor boli neurologice. Constipația apărută progresiv la persoane sănătoase care nu au alte semne de boală și care trenează de mult timp poate să fie simptomul unei deficiențe alimentare, a unui regim dietetic nepotrivit, anumitor deprinderi mai puțin sănătoase. O constipație instalată la un pacient în vârstă peste 50 de ani, relativ brusc, cu durere, care asociază semnale de alarmă, cum ar fi scădere ponderală, sânge în scaun, anemie pe analize, reprezintă semnul unei boli grave. Și atunci, în funcție de situație, constipația poate fi o problemă mai gravă sau mai puțin gravă. Poate reprezenta semnul unei boli organice sau unei tulburări funcționale. De aceea, întotdeauna este bine de consultat un medic specialist și trebuie evaluat gradul de constipație și cât de mult ne deranjează pe noi acest lucru. Constipația este o problemă des întâlnită în rândul populației sau cel puțin în rândul pacienților dumneavoastră, dacă puteți face o evaluare? Este greu de apreciat. Tocmai am spus că dintre pacienții care suferă, oamenii care suferă de constipație, sunt destul de puțini care se prezintă la medic. În general, este mai frecventă la femei. Și ele, în general, sunt mai grijulii și mai atente la acest lucru și se și prezintă la medic. Constipația poate fi un semn de manifestare al sindromului de intestin iritabil. Și atunci pacientul se prezintă la medic. În general, constipația sau tranzitul intestinal ține de factori psihosociali și alimentari și reprezintă de asemenea un act de intimitate. Având în vedere societatea în care trăim, gradul de civilizație la care am ajuns, modul în care ne hrănim, constipația reprezintă o boală modernă și este un rezultat al dietei și al ritmului de viață pe care îl aveam. Astfel, faptul că noi consumăm foarte multe alimente rafinate, nu consumăm fibre, vegetale în cantitate suficientă, nu mai respectăm orarul de mese, sărim peste masa de dimineață, mâncăm o singură masă pe zi seara, trăim într-un ritm alert, nu mai avem timp să acordăm pentru acest lucru. Pentru că nu avem intimitatea necesară, amânăm acest lucru din cauza timpului prelungit la serviciu sau nu știu. Deci acestea sunt principalele cauze care duc la apariția constipației, înțeleg. Da, în mod special. Când ar fi necesară efectuarea colonoscopiei? Și dacă puteți să spuneți exact și în ce constă acest examen medical?
Colonoscopia înseamnă vizualizarea directă a mucoasei colonului. Asta înseamnă că noi căutăm, în primul rând, o cauză organică, o leziune, o cauză obstructivă. Colonoscopia este indicată când apar acele semnale de alarmă despre care am vorbit mai devreme. Asocierea cu sânge în scaun, sânge nu neapărat roșu, în general sângele roșu poate să apară în scaun la persoanele constipate prin rănirea plexului hemoroidal sau apariția complicațiilor locale din cauza constipației. Dar în momentul în care pacientul are scădere ponderală, apare anemie, apar alte deficite, există dureri mari colicative la nivelul abdomenului sau există o întârziere a apariției scaunului pe o perioadă foarte lungă, mai mult de 4-5 zile, cu oprire, uneori poate să apară inclusiv sindrome ocluzive sau pseudo-ocluzive. Una din cauzele apariției constipației relativ brusc instalate, recent instalate cu aceste semne, poate fi cancerul de colon. Și atunci, în momentul în care pacientul se prezintă la medic și există o asemenea suspiciune, trebuie efectuată colonoscopia. Colonoscopia necesită o pregătire în prealabil, trebuie ținută o dietă, trebuie luate anumite substanțe care ajută la eliminarea resturilor din colon și la curățarea lui, astfel încât în momentul în care se intră cu acel aparat, cu colonoscopul, să se vadă mucoasa curată, astfel încât dacă există o leziune acolo să poată fi identificată, evaluată, biopsiată și știut exact dacă există leziuni sau nu la nivelul colonului care să inducă această constipație. Deci pacienții nu mai au voie să mănânce nimic cu o zi înainte. Au voie să se hidrateze și există permisiunea de aport de lichide dulce, adică nu se ajunge la hipoglicemie. E adevărat că senzația de foame există, dar este foarte importantă pregătirea colonului pentru o colonoscopie. Face parte din procedură, chiar dacă este mai grea. Colonoscopia poate fi și dureroasă? Colonoscopia nu este o metodă menită să fie dureroasă, însă în timpul colonoscopiei se insuflă aer și în funcție și de particularitățile anatomice ale tranzitului, ale colonului pacientului respectiv, pot exista bucle suplimentare care să se destind într-un anume fel la insuflația de aer și să doară. În general, colonoscopia poate fi disconfortantă și poate apărea jenă dureroasă, mai ales prin crearea senzației de balonare, de distensie abdominală. Și aceasta este practic singura metodă de investigare a colonului? Nu este singura metodă de investigare a colonului sau a unui pacient cu constipație. Este o metodă foarte importantă pentru a exclude o boală gravă cum este cancerul și pentru a exclude leziunile. Există și alte metode prin care se poate investiga o constipație. Nu se apelează la aceste metode de fiecare dată pentru că în funcție de ceea ce găsești trebuie să ai și tratamentul adecvat. Într-adevăr, când este boala Hirschsprung, când ai aganglionoza sau când există un colon foarte lung, am aflat aceste informații și mai departe tratamentul se face în funcție de ceea ce găsești. Dar sunt situații în care constipația este din cauza unei tulburări de funcție finale, spre exemplu la nivelul rectului sau la nivelul planșeului pelvin. Și atunci există metode prin care determin dacă presiunea creată acolo este normală, dacă se face o corelare firească între prezența scaunului acolo și reflexul de scaun. Sunt situații în care anumite medicamente, anumite leziuni neurologice, boli medulare sau anumite traume locale după nașteri, după operațiile planșeului pelvin, creează probleme la evacuare și atunci se creează o constipație din cauza tulburărilor anorectale.
Atunci nu este o problemă a întregului colon, ci este o problemă de funcție la eliminare. Sunt mai multe metode și se variază în funcție de prezentarea clinică, de anamneză și de asta este bine ca pacientul să se prezinte la medicul specialist. Dar cum ar putea fi prevenită constipația? Constipația ar putea fi prevenită prin inducerea unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie, prin aport suficient de lichide, acei 1,5 litri, 2 litri de lichide pe zi, aport de legume și fructe, cum se spune, 2 fructe și 3 legume pe zi, indiferent că sunt proaspete, că sunt preparate termic. În general, fructele și legume aduc aport de fibre, creează un anume volum în colon și ajută la formarea unei, la obținerea unui tranzit normal. Două fructe și legume diferite sau nu neapărat? În general, e bine să fie diferite. Diversificate. Da, să fie o alimentație diversificată, să fie un orar de mese respectat, să nu sărim peste masa de dimineață. Fibrele se găsesc în cereale integrale, în sfeclă. Este bine să, nu știu, amestecăm cereale cu lapte, cu suc de fructe, cu compot, după preferințele fiecăruia. Este bine de evitat o alimentație foarte bogată în carbohidrați sau numai carne. În general, carnea de vită poate duce la constipație, orezul poate duce la constipație și atunci este bine ca la acestea să asociem întotdeauna o salată. De asemenea, supera cereale bunicii. E bine, nu sunt la posibilităților să existe în alimentație. Deci alimentația este principalul factor este de prevenție. Principalul factor. Următoarea problemă cu care ne confruntăm este sedentarismul. Noi nu mai facem mișcare pe cât ar trebui. Mișcarea ajută atât la musculatura abdominală, cât și la mișcările intestinale, pentru că tranzitul intestinal, deși pare un lucru foarte firesc, este un lucru complex și sunt necesare anumite tipuri de informații transmise și de contracții obținute și mișcarea ajută foarte mult. Este bine să facem cât mai multă mișcare. Există un standard sau un minim de mișcare pe zi? 20 de minute pe zi. Pe de altă parte, sunt situații în care constipația apare în cadrul unor boli endocrino-metabolice, hipotiroidism, diabetul zaharat, sunt anumite boli neurologice, sunt situații în care există alte boli pentru care este necesar să luăm medicamente și acele medicamente pot lenevi tranzitul intestinal, pot induce constipație. Atunci este mai delicat și trebuie întotdeauna colaborat cu un medic îndeaproape pentru a stabili, văzând și făcând în funcție de ce se întâmplă și pentru a stabili care sunt cele mai bune medicamente sau cea mai bună dietă sau combinație între acestea două pentru a evita constipația. De asemenea, există o situație în care abuzul de laxative pentru constipație poate agrava constipația. Prin diminuarea reflexului acesta final de defecație. Și atunci, întotdeauna trebuie avut grijă, nu luat laxative după cum, nu știu, auzim în stânga sau în dreapta, pentru că există mai multe tipuri de laxative și sunt unele iritative care nu este indicat să fie luate pe termen lung. Apropo de laxative, oamenii obișnuiesc să mai bea ceai verde. Da. Cât de sănătos este? Are un factor, acum ceaiul verde conține antioxidanți, dar există și un factor iritativ. Eu sunt de părere că e bine să nu exagerăm, nici cu bunele, nici cu relele. Deci totul trebuie făcut cu măsură.